Extra șeful va fi în ofertă în luna iulie. Este un magic mixer, șeful în bucătărie îl numesc eu, pentru că te ajută să măruțești absolut orice. Are un dispozitiv cu 3 lamele, mai are și o paletă cu dispozitivul mărunțesc legume, fructe, iar paleta mă ajută să fac tot felul de aluaturi moi, clătite, frișcă, maioneză, bezeaua. Ce mai are și o pâlnie care se atașează aici pe culer. În momentul în care fac o maioneză, torn uleiul. Pânia este gradată, are poziție de scurgere și poziție de închidere, dacă îmi dau seama că am pus prea mult aluat. Iar capacul se așează pur și simplu pe guler și mărunțesc trăgând de acest dispozitiv. Da? Este foarte practic pentru că ne controlăm mărunțirea. Dacă vrem mai mărunt, tragem pe mărunător. Dacă vrem să lăsăm bucățile de zarzavat mai mari, tragem doar de câteva ori. Rețeta pe care vreau eu astăzi să o fac este o rețetă ușoară, un dulce ușor, brioșe cu zmeură. Pentru că este sezonul zmeurei, am pregătit și zmeura aici. Să știți că este zmeură bio, zmeură de la mine din curte, producție proprie. Și pentru a-mi face aluatul voi folosi paleta. Bun. Am nevoie de ouă, dar nu mi-am adus nicio paletă, ba da, aici o paletă. Voi pune 4 ouă. Uleiul l-am aici pregătit și am aici o măsură de 25 de ml și voi pune 4 măsuri, 100 de ml, 1, 2, 3, 4, mai departe voi pune zahăr 200 și o să am aici scafa care are 40 de grame 80 120 ajunge, că zahărul brun este mai dulce și mai sănătos. Și foarte sănătos. Am aici 400 de ml de făină sau 200 de grame de făină. Deci, vedeți, magicul mixer mă ajută să cântăresc și solidele. Am pus și făina. Lapte, făină, așa. Ce am aici? Am vanilie. Punem puțină vanilie. Da. Aici am praf de copt, am și etichete, da? Ca să știu ce am pus în păhărele. Și am nevoie și de praf de copt. Cam 10 grame. Asta este măsură de 10 grame, 12 grame.
praf de copt. Foarte practice aceste păhărele, cu etichete, practice, avem tot felul de condimente în ele. Dar și cam asta e tot. Acum pun capacul, pun întâi gulerul, pun și capacul, trebuie să-i găsesc poziția, așa, și acum o să amestec toate ingredientele, dar pot să iei ăla de acolo. Merge un pic mai greu până se amestecă, așa nu mai mergem nici la sală și facem gimnastica acasă. Deja amestecul meu este aproape gata. Vine cineva să mă ajute? Ia Cristina, ia vino să mă ajut. Ia vino ca să vezi. Ții o mână aici și cu o mână tragi de dispozitiv. Așa. Este un pic mai greu. Dacă sunt... Deci am pus toate ingredientele. Ați văzut toate ingredientele, le-am pus la un loc. Facem mușchi. Facem mușchi. Așa. Două tări, cupcake, nu trebuie să le ung, pentru că în ele voi pune un sos caramel. Sos caramel, punem la bază. Gata. E gata deja. Da. O spatulă de silicon lată. Deci am pus caramel, dar o să pun și puțină miere. Vedeți aici acest condiser flexibil. Uite, amândouă să ducă mierea. Cam puțină miere a rămas. Am pus și puțină miere. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Desfacem capacul. Dăm la o parte și culerul. Paleta de silicon, vreau că se uite, e albastră. E albastră. Ăla e cuțit cu care tai. Paleta. Strâng bine. Dau paleta la o parte. Așa. Ia uitați aluatul cât de bine s-au amestecat toate ingredientele. Și acum o să torn în alveole. Nu că am nevoie, dar vreau să dau așa ca să se vadă bine. O să torn din compoziție jumătate de alveolă, o să umplu. Vedeți că n-am murdărit foarte multe vase pregătind acest amestec. Asta deasupra? Compoziția. Da? Câte? În câte trei. Să fărmă mai pune, că nu scopă ce cresc ele. Puteți să faceți brioșe cu tot felul de fructe, puteți să faceți și cu pepene galben, puteți să faceți cu căpșuni, este sezonul fructelor,
căpșunilor, sezonul zmeurei, în curând apare și mura. Deci din compoziția asta, care am făcut-o eu acum, iese exact două tăvi de cupcake. Două tăvi. 12 brioșe. Rețeta o să vă și scriu. Așa, cu spatula linge tot, curăț bine, bine, bine tot. Și bag la cuptor la 180 de grade pentru 15-20 de minute. Gata. Așa, punem și zmeurici. Zmeurici din belșug. Că avem. Iar după ce le coacem, o să mai punem deasupra și zmeurică proaspătă. Da, acum cu un șervețel curăț bine tava și o bag la cuptor. Când este gata, o să vă arăt.